2. V-ați speriat tare? La 6 și 16 minute a fost acționat butonul de panică, am ajuns la obiectiv în jur de 2 minute și ceva. Ce se întâmplase? Din spusele angajaților am înțeles că au intrat două persoane mascate, unul cu un pistol în mână și celălalt cu un topor. A fost pus pistolul la cap fetei, a fost trădită pe jos, toporul a fost pus la gât agentului de pază, după care au luat banii. Cât a durat acțiunea efectivă? În jur de 20 ceva de secunde. Erau profesioniști? N-am înțeles. Profesioniști? Din spusele angajaților, da, din ce am văzut aici. Erau îmbrăcați anume fel? Da, erau cu blugi pe cap, cu ciorap pe față, am înțeles, cu fețele acoperite, oricum. Câți jefuitori au fost? Două persoane. Două persoane de sex masculin, da. Aproximativ vârsta lor a putut aprecia? Nu, în jur de 30 ceva de ani, ceva de genul. Dar au spus ceva când au intrat în incinta sălii de joc? Din ce am înțeles, nu. Decât au acționat pistolul, toporul, banii în sacoșe și au dispărut. Sumă, putem vorbi de o sumă de bani? Nu știu să vă spun. Nu știu nimic, nu știu, acum... Dar cum vi se pare? Țara lui România, ce se ne miră? Dar dimineața, pe lumină, așa? Nu știu, domnișoare, uitați, băiatul de acolo poate știe mai bine, că el mai lucrează pe aici. Te-au amenințat cu pistolul? Da. Te-ai speriat? Te-au și lovit? Nu, nu. Dar pe colegul tău? Hai, nu. Câți erau? Erau doi? Da. Mascați? Ce sumă de bani au luat din sală? Da. Polițiștii piteșteni au fost sesizați cu privire la săvârșirea unei tâlhării la o sală de jocuri de noroc de pe raza municipiului Pitești. Din primele cercetări se pare că două persoane mascate, prin folosirea de amenințări, au reușit să sustragă de la angajații punctului de lucru al cazinoului circa 40.000 de lei. În prezent se desfășoară cercetări pentru identificarea autorilor. Erau înarmați? Da, cele două persoane au folosit arme pentru a amenința angajații cazinoului.